Bună ziua și bine v-am găsit! Am venit în fața dumneavoastră să vă prezint cu mândrie comuna pe toți noi, la fel ca și colegii mele. Astăzi am ales un mort de cap, un tulpan cu flori, ovărât, primit de la mătușa mea, de semn de cadou de 14 ani. Și am considerat că e cel mai frumos cadou, fiind nu știu dacă peste așa ani o să fie altcineva să dorească ceva mai frumos. Da, mai mult de 14 ani. Da. Asta. Port o cămașă din cunză de ine, cu sută costișet pe mânică, cu un dețeal cu motiv floral care exprimă prosperitatea. Spune-ne ce înseamnă costișet. Costișe cu rânduri, pe parte, așa. Și dacă se întâmpla vreo fată când își cosea cămașa și punea invers rândurile, spunea că cu sutul la ochi. Da, adică nu trebuie să meargă rândurile de la mâneci, așa. Ei, mă știe, măi, nu mai întreb. Cămașa mea este cusută cu culoare albastru, care a stat la noi, dar cred că întreaga Bucovina reprezintă culoarea cerului, fiind un albastru deschis. Mai jos, port o catriță cu boata mohorâtă, legată cu o brâneață, cu motive geometrice și niște poale. De asemenea, port în picioare opinci din piele de porc, legate cu nojițe din lână. Opincile mele sunt mai noi, sunt făcute la strajă, că cele de pe vremea bunicii mele nu mai sunt în viață. Ce nu mai sunt în viață. Și colțuni albi din lână, împliniți pe bunica mea pe timpul iernii. Aș vrea să spun că în timpul postului, femeile obișnuiesc să poarte un tulpan negru, în semn de respect pentru religia ortodoxă. Și astăzi port și o traistă țesută, pe care femeile o purtau la târg sau când aveau de cărat, în loc de poșetă în zilele noastre. Era poșeta vremurilor de atunci. Și ce aș putea să spun? Sunt mândră că am acest costum și sper să mă mai vedeți și la anul îmbrăcat la fel. Da, spune-mă, ce ți-a făcut opincele? Nu știu ce mi-a făcut, mi-a cumpărat tata de la strajă. Știți de ce am întrebat-o? Că este un profesor care face opinci foarte frumoase și elegante și așa. Puteți purta și la cursuri, vă primesc profesorii cu el. Profesorul Cârdei Mihar. Da. Fost eleva noastră. Da, dacă mai profesor la liceu, da. Da, nu știu. Bun, iată așa. Da. M-am uitat să văd dacă partea neagră din spate stă da, în da, trebuie. Da, da, și trebuie să fie la mijloc. Gata, fugi. Fugi.